Hei, înainte să începem episodul, vreau să-i fac o promovare a lui Comic Gamer. Are 122 de abonați, face videoclipuri cu Sims 4 și Red Faction Guerrilla. Iar eu vă recomand să intrați pe canalul lui, astfel v-am lăsat o notare pe ecran și un link în descriere, să puteți să faceți mai ușor. Intrați pe canalul lui, vă uitați la videoclipuri, vedeți dacă vă plac, îl susțineți, dați like, vă abonați și tot tacâmul. Cam asta cu promovarea asta și hai la episod! Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de The Lab, alături de Marius și de tipul ăsta care e VIP și de... Cine e, mă, Marius ăsta? Epic, nu știu cum. Fujitsu, Zymons. That smile, though. Bun, hai să jucăm. Nu cer like-ul, Rafael. Hai pe 2. What the fuck? A intrat? Voi sunteți acolo și eu sunt în spate, ia. Înainte să începem, haideți să vedem câte like-uri putem strânge. Uite din spate, Rafael! That's one fucking guy. Eu ce fac aici? Nu vrei, bă, să te vezi cu noi? Nu vreau să mă pune. Ia că băi eu. Ce-i băi Rocket Race? Catastrophic failure! Place. Bă, Rafael, vreau și eu să mă joc! Selection round, you say? Well, let's get to it. Beginning the teleportation process. M-a teleportat. Ah, gata, țin minte asta, Rocket Race. M-a teleportat, nebunule. Bă, n-am câștigat niciodată asta. Dă-te pe cineva afară, mi se pare. Serios? Cred că da. A rather fine selection, I would say. A, trebuie să stai pe ăla. Dă-te, mă, nemernicule. Cred că trebuie să iei minereuri mai bune, nu? Sau cum e? Nu știu. Nu, nu trebuie. Poate la fel. Aaa, băga-mea și picior. Aha. Nici măcar nu suntem în top. Nu știu, bă, cum se joacă minigame-ul ăsta, să-mi bat piciorul. Eu nu mai găsesc minereuri, unde să le găsesc? Cum găsesc, mă, aia? Bine că... Da. Habar n-am ce-a fost asta. Eu nu înțeleg cum găsirea aia așa de multe. Da, nici eu. Și avem apă la cam la fel. Oh my god, nu asta. Okay. Asta e unul din cele mai grele. Ding. Deci, explică-le la lumea, nu știu dacă le-ai explicat. Rather fine selection. Ați ținut și 330, oh my god. Fuck! Am 6, cât are? 14. What the fuck, ai spus primul loc și am 6. Și m-a luat-o doar un TNT atât. Vine el, creeper-ul, să mă violeze placur. Placur? Păi mă urmărește, ce căcate asta, de ce vine? Păi ești proști, cum am luat de... Uuuu! Și ai șoc, ești proști. Oh my god, Rafael, nivelul cu profesionist. Uuuu, dar nu-i greu de câștigat aici. Cum n-ai, bă, mă, cam 21, nu știu. E greu, mă, e greu. A 73. Trebuie să spun că v-ați prins ce trebuie să facem, trebuie să ne ferim de TNT-uri și creeper-i. Și cel mai... A, mă violă iar un creeper. A, am văzut 30. Nu mai nicio șansă, ia. E Rafael pe locul 2. S-a luat și aia damage. Da, mă, poate, ești pe primul loc. Oh my god. Marius, ține-mă de mână. Primul loc! În ultima secundă. Oh my god, nu vine să cred.
E destul de greu, trebuie să nu-ți iei damage. Nu Boat Wars, te rog. Boat Wars. Hai să-i dăm drumul, Marius. Sper să câștig. Ce loc să câștig, ca să câștig. Best game yet. Oh my gosh. Mi-a zis cineva că trebuie să tragi în barcă, ce te auzi. Dar barca când dai cu arcul în ea să platină. Și căcat, mă, nu mă spawnă pe barcă. Mă spawnează într-alt, what the fuck is this shit? Pe mine mă spawnează în altul. Uite, stau cu barca în cap la unul. Ce faci, mă? Era eu afară, bărcii. Păi știu. Deci când lovești playerul să clatină barca? Bă, pe ăla a căzut în capul meu și... Bă, mi-a furat kill-ul pe Marius. Și că trebuie să dai în barcă. Aha. Oh my god, ce m-am lăguit. Vrei să-mi tragi în barca ta, te mor singur. Bă, dar aia mi-l fură pe Marius. Ce ai tu cu mine, nemea, Nicole? Uite, bă, câștigă Rafael jocul, ești nebun. Una. What up? Bă, nu câștig și eu nimic, mă. Hai, mă, trage. Cum, mă, nu câștig nimic? Oh my god, egal. Primul loc, hackercica. GG. Nu știu cine câștigă, cred că eu. Ia uzi, mă, you are the winner. Primul loc. Am pus eu melodia și nu ți-e. Te văd acolo. Eu uite-l pe Marius cu din cap. Oh my god. Hai să mai băgăm una. Ia zi. Îmi place melodia aia. Zi pe unul full ca să... 10. 17, 12, 10. Mai sunt 10. 10. Hai să vedem, ce crezi că pică data asta? Splay. Și cu electric floor. Eu zic că pică Gold Rush. Măi, dar el vreau pe ăla cu Dilly Daddy. Nu, l-au scurt. Ăsta e. Nu e. Așa-mi place. Aici eu. Let's see which experiments we're doing today. Nu e ăla cu Dilly Daddy. Electric floor! Ia. Gold Rush. Bă, de unde știi tu? Splag! Splag și Splag. Gold Rush. Oh, ce tâmpenie. Știam că e de Electric Floor. Nu-mi place Electric Floor. Mereu câștigă Marius la Electric Floor. Bă, dar râde de ceva. Ce mai, bă? Am ajuns? Nu. Gata. Știi că dădeam unul din cap, așa făceam. Da? Mai... Hai să vedem, deci... Iar câștig. Urăsc asta. Doamne, nebunie. Știu strategia și de-aia. Și eu cum muri ăla. Roxarius? What the fuck? Cum îl cheam pe ăla Roxarius? Măi, nu mai sta cu shift-ul, că rebulești. Dar nu stau cu shift-ul. Păi le faci numai roșii în spatele tău, te uitași? Numai alea, nu roșii. Păi, bă, nu mai mor ăștia! Ce vrea el, Marius, să moară dușmanii? Oh my păi, god! Murești? Nu-mi dau seama care-i roșu! De ce mă, ești am călcat pe mov! Ești cu roșu, Brian. Urăz minigame-ul ăsta, doamne ce rahat! Mai mori bă și tu odată! What the fuck? Let's fucking go! Cel mai prost minigame posibil! Doamne! Mereu câștigi la asta, nu există să nu câștigi! Ce tâmpenie! Oh my god, ce prostie! Ce tâmpenie în minigame! Guacamole, de-alea! Hai mă!
Hai, mă, Mario, să te fac praf. Aoleu, la asta nu mă pricep deloc. Și mă doare și mâna. Trag de tine, cine te pusă bă lângă mine? Hai mă, Marius. Ce e ultimul minigame? Nu. Ce e? Ah, nu știu. Dodgeball. Mamă, cât te trăsăști tu și tu nu ești pe primul loc. Mă chinui de o jumătate oră să nimeresc unul în spate și nu nimeresc. Doamne, să nu câștigi Rafael primul loc, am mai sinucit. Bine, mă, e bine și așa. Oh my god! Cum ne-ai băgat și gheamul ăla pe primul loc? Câte puncte avem? 2, 3... Bă, ce rahat, nu-mi vine să cred. Tu te-am tras foarte bine. My god, dacă găsesc un prost de la care stă cu spatele și dau un stop în el. E o glumă asta, Marius, că am tras foarte bine. Trebuie să câștigi asta sau să ieși pe locul 2, Rafaele, să mă întreci cu mine. Mă întreb, vreau să-i găsesc și eu un prost AFK. Băgăm iar. Ce faci, Rafaele? Ce dă el, Marius, după mine? Bă, nu e voie așa! Ce bă, că așa-mi faci și tu? A, păi dacă vii după mine, nu rezolvă nimic. Tu fugi al dracu, nu să te bați aici. Bă, tu ești mârlan, tu doar fugi. Hai mă, așa, uite-l mă. Băi, dă-i mă prostule și în ăla, nu-mi dau numai mine. Trolele-i minigame ăsta, doamne. Căcat, dacă se puse rodei pe mine, niciodată nu o să câștig. Oh my god. Bă! Mamă, sunt pe locul 3. Și sunt pe locul 3. Oricum nu-l făceam pe ăla. Yo! Nu-mi convine, bă, 2, Mario. Dai. Nu te adapte. Capte pe moartea mea. Oh my god. Că ce ghinion. Eu zic că eu trebuie să fiu acolo, Rafaele. Dar a fost să-și noroc că fugiști cam un laș la ultimul joc. Doamne, păi așa se face, să fuge, nu stai să te bați. Mă, nu taci că trebuie să te bați, că așa nu-i interesant. Ia uite mă, Eye of PvP, vine să-l cunoști. El e Eye of PvP, uite-te la fața lui. Doamne, ce retard. Și mai e băgat și într-un borcan. Mai vrei să mai jucăm unul? Bun. Aici chiar și noi episodul. Sperăm că v-a plăcut. Mulțumim pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.